În data de 26 iunie a fiecărui an sărbătorim Ziua Națională a Drapelului, decretat pentru prima oară ca simbol național după victoria Revoluției din 1848, tricolorul este alături de stemă și imn, mărturie a identității poporului român, dar și un prilej de comemorare a eroilor care s-au jertfit pe câmpul de luptă. Ziua tricolorului a fost marcată astăzi în capitală prin înălțarea pe catarg a drapelului ca semn al recunoștinței și datoriei. Astăzi, 26 iunie, când sărbătorim Ziua Națională a Drapelului, în marile piețe publice sunt organizate ceremonii militare. Una dintre acestea a fost și ceremonia din Piața Drapelului din capitală, care a reunit o serie de reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, ai Ministerului de Interne, dar și reprezentanți ai Patriarhiei Române. Ziua Națională a Drapelului a început în sunetul fanfarei care a interpretat imnul de stat. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, precum și ai autorităților publice și de stat, veterani de război și numeroși bucureșteni s-au reunit pentru a lua parte la manifestările militare din Piața Drapelului din capitală. Ceremonia a continuat cu o serie de alocuțiuni legate de însemnătatea acestei zile. Părintele Cristian Niculescu, de la Brigada 30 Gardă, a binecuvântat drapelul național. Steagul României a fost înălțat pe catarg în timp ce imnul național era interpretat de solistul Ștefan Alexandru Constantin. Despre importanța zilei au vorbit reprezentanții autorităților publice, printre care primarul capitalei Nicușor Dan. Drapelul național e unul din simbolurile identității, așa cum este imnul național, cum e ziua națională. Noi trebuie să ținem tot timpul minte că avem și o identitate colectivă, avem o mentalitate colectivă și identitatea asta colectivă s-a creat prin oamenii care au trăit aici, prin oamenii care au luptat pe câmpul de luptă, prin tot ce s-a întâmplat în istorie pe locurile astea și de asta când ne ducem în altă parte ne simțim străini, pentru că ne lipsesc acele condiționări care sunt date de această identitate colectivă, pe scurt. Deci este un simbol a ceea ce suntem noi dincolo de propria persoană. La eveniment a fost prezent și părintele vicar eparhial Costel Burlacu. Ziua Drapelului Național este ziua de cinstire a identității naționale. Nu vorbim doar despre o bucată de pânză sau de mătase, ci vorbim despre tricolorul României, un act de identitate națională pe care îl cinstim, mai ales că cele trei culori reprezentate pe el arată atât de frumos jertfa poporului nostru, inteligența și, de ce nu, dragostea față de țară și neam. Astăzi aducem cinstire celor care au făcut posibilă ca noi să ne bucurăm astăzi și să fim recunoscători înaintașilor noștri pentru jertfa pe care ei au dat-o. Manifestările de astăzi s-au încheiat cu defilarea militarilor. Drapelul național al României are trei culori, albastru, galben și roșu. Inițial, culorile erau dispuse orizontal, însă după hotărârea regelui Carol I au fost aliniate pe verticală.